și soacra ar fi complotat la sfârșitul tragic al fiului său, este acuzația tulburătoare a unei mame care a fost nevoită să-și îngroape fiul. Asta după ce ar fi murit în mod misterios, susține cu lacrimi în ochi mama tânărului decedat. Femeia, care spune că are dovezi care le-ar putea doborî pe soția și pe soacra fiului. Povestea chiar acum. Mi-a murit băiatul. De ce? Atâta timp. Ce a ascuns acolo? Ce a făcut acolo? O mulțime de întrebări, nici un răspuns. Ea e mama Maria, o femeie de 59 de ani, care a fost nevoită să-și îngroape fiul. Un fiu care a murit în condiții suspecte, acuză femeia cu lacrimi în ochi. Și tot cu lacrimi în ochi, mama Maria se uită la pozele fiului său, căci doar acolo își mai poate vedea băiatul. Aprinde lumânări zi și noapte, pentru a ilumina calea în ceruri. Era și mie dor de el, că nu-l mai văzut din septembrie. Nu l-am văzut. Mama Maria aștepta cu sufletul la gură să-și strângă în brațe copilul. Doar că, în loc să-i simtă căldura trupului, femeia a simțit răceala care i-a împietrit la propriu corpul lui Sorin. Și totul s-a întâmplat în creierii nopții. La 1:30 auzim bubuind în ușă. Iar nora mamei Maria avea să-i dea cea mai cumplită veste, aceea că Sorin, iubitul ei fiu, a murit. A făcut infart la mine în baie. Vai de capul nostru, veniseră ambulanța. Zici, până la 11 așa a intrat în baie. După o oră jumate, maxim două, cum s-a exprimat, zici, m-am dus să văd ce faci. Și deja era mort. Simona plângea atunci când a venit la dumneavoastră sau ați văzut-o că era supărată, agitată? Deci nu. Și când făcea resuscitarii, dădea telefon la cineva că a murit. Eu mă închinam la Dumnezeu să-mi salveze copilul și ea deja spunea că e mort. După aceea au ieșit de acolo și a zis, Doamne, nu am mai avut ce să-i facem. Ne pare foarte rău. Și mai ciudat de atât e faptul că mama Maria crede că fiul ei și-ar fi dat ultima suflare din cauza soției lui, dar și a familiei acesteia. Și spune că are și dovezi în privința asta. Începuți să spună că să se duc concubinul mamă sa în Anglia, deci el era acolo întins. Unde mă mai ducea pe mine capul acolo, să zic, dacă eram o soție iubitoare, să se duc acolo, să care 6 mașini de vânzare. Tot la bani. Tot la bani. Deci a dosit atâta, de la 11 și până la 1:30. De ce n-a anunțat ambulanța? El așa a murit. Așa, s-a intoxicat cu monoxid de carbon. Uite, zice, astea s-a șchii de la ușă. Ușa aia se deschidea numai din afară. Dacă intrai înăuntru, nu puteai, trebuia să bubui la ușă. Să deschizi ușa, să se deschidă cineva din partea astălaltă. El și își tăia siră unghiile aci când a venit și a tăiat unghiile din carne. A tras cu mâinile, zicem și noi, de ușă și a intrat așchi. Dacă el și-a tăiat unghiile, nu tăia și moțul ăla care i-a rămas în afară, tăia și pe ăla. Sau îl durea și o scotea. Acum, mama Maria încearcă să afle ce s-a întâmplat cu adevărat în acea noapte. Mai ales că Simona, soția lui Sorin și întreaga ei familie, acuză mama îndoliată și ar fi petrecut sărbătorile ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Au petrecut în drum de sărbători, Revelion, au dat cu petarde. Asta în timp ce dumneavoastră plângeați. Normal, cum Dumnezeu să nu plâng și să-i vezi cum arunc cu petarde și chefuiesc. El a venit cu bani. Adică dumneavoastră credeți că nora i-ar fi luat banii fiului dumneavoastră? Da, normal că i-a luat. Să spună ce a făcut acolo. Să ne zică și nouă ce s-a întâmplat acolo. O cană dacă spică pe gresic, e pereti în pereti. Păi ziceam peretile de 60 de centimetri. Deci a măsurat și peretile să vadă că are 60 de centimetri. Am înțeles că nora este însărcinată. E însărcinată cu fiul dumneavoastră sau nu știți? Nu știu.
Deci nu știm. Ce spun însă Nora și soacra acuzate, care ascunde ceva legat de moartea suspectă a lui Sorin? Aflați în exclusivitate la Acces Direct. Ni s-a alăturat și domnul Sorin Ovidiu Bălan. Bună seara și mulțumesc! Română, bună seara! Și o invit în platou pe mama care își plânge copilul și care crede că soția și soacra ar fi complotat la moartea lui. Se numește Maria Pârnău. Bună seara, doamnă, și condoleanțe. Vă rog să luați loc pe canapea. Doamnă, haideți să ne povestiți pe îndelete. Ce s-a întâmplat? Băiat de 38 de ani, nu? 36. 36. Sănătos, da. Nicio problemă, tun, nu? Tun. Muncitor, sănătos. A venit din Anglia. Dimineața la ora 4 i-am văzut mașina, că l-așteptam. Veniți acasă de sărbători? Da. Și eu am plecat la servici. Între timp, el a plecat la cumpărături cu soția, mă rog, stăteam peste drum. Așa, la 4 mi-a dat soțul telefon, zice, a fost Florin aici, mi-a adus pachetul de la fete, era fericit, s-a îmbrățișat, mă rog, ca orice tată cu copilul lui. Și a tăiat unghiile acii la noi, încă stătea cu piciorul pe coș, pe pedală, să-și așa. Și zice, vin de seară să vorbesc cu mămica, când o veni de la servici, și mâine, tăticu, te cinstesc, că-i ziua ta, vin să te cinstesc cu un suc. Și asta a fost. Eu n-am apucat să-l văd. Nu l-ați întrebat seara de ce n-a venit? Nu l-am întrebat, pentru că eu dacă am ajuns acasă și dacă eu dădeam telefon acolo, nu răspundea băiatul. Puteam să-i dau... poate să vă confirmi și fetele, când era acolo, el nu răspundea la telefon. Da, haideți să ne lămuriți, doamna Pârnău. Da. Era un conflict între... E un conflict mai vechi între dumneavoastră și noră și cuscră, cum se spune. Păi, conflictul era din partea lor, doamnă, pentru că ei trebuia... persoana care era la ei în casă, trebuia să fie numai acolo. Să nu mai aibă frați, surori, mamă, tată. Asta era, vă spun, cu mâna pe inimă. Și decât să fim niște persoane pe plus și aia, că au venit cu scandal la noi, noi ne-am retras. Eu am soțul bonlav. Adică v-au reproșat ceva de-a lungul acestei relații? Că nu mi-e clar. Cine, Simona? Da, Nora. Nora, nu, a venit odată cu... niște reproșuri că de ce am venit eu cu taxiul și n-am apelat la el de la piață și de atunci a ieșit cu mamă sau cu tată, cu unchisul, cu... a venit peste noi în curte la noi. Dacă noi le dădeam apă la moară, cum a zis, că-ți bag ochelari în ochi sau moriți ăluia să vă ia să trăiască copii. Dar nu le înțeleg, de ce v-ați certat? Că ați venit dumneavoastră? Cu taxiul, doamnă. Dacă eu vă mint, cu taxiul de la piață, doamnă, Simona a venit, asta a fost treaba. Ca să se lase cu o crimă, acuzația, vă dați seama că este acuzația, foarte gravă. Acuzația mea, vă spun sincer, știți ce este? Acuzație de neglijență, pentru că după 2 ore domnul Bălan să intri după om... Când... Neglijență în ce sens? Când am bătut și eu la ușă mai devreme, dar de ce să nu bat? Asta vrem să știm. La cât a intrat în baie și de ce la ora aia ea s-a dus după el? Înțeleg că era seara, era târziu și poate că a dormit. Nu, am întrebat-o. Eu am întrebat-o, să vă confirme. Zic că a apucat să facă baie? Zici, nu știu. Dar era apă în cadă. Păi era. A doua zi nu mai era nici apă, nu mai era nici gaz în butelie. Ai adormit? M-am gândit, o fi adormit. N-am dormit, m-am jucat cu Sebică, cu copilul ei, cu... Dar care, ce scrie acolo pe autopsie? Autopsia. Păi asta am vrut și noi și de-abia ne-am chinuit, că n-a vrut nici la copii să dea, să se uite pe hârtia aia, să se uite cineva din familia noastră. Bine, dar putea să întreba și medicul. A fost copilul, cel mic, el l-a băgat cu domnul, după mașina mortoară, l-a băgat în mașină,
Și după aia el i-a luat hârtia și i-a spus, medicul i-a spus așa, intoxicat cu monoxid de carbon acut. El nu e adevărat că a murit pentru că s-a înnecat cu vomă, că a mâncat niște ciorbică. Și băiatul atunci s-a dus și i-a zis, domn doctor... Stați un pic, dar, că sunt două lucruri complet diferite. Dar cum se încălzea apa în baia aceea? Două lucruri complet diferite. Domnul Bălan, iertați-mă, cum se încălzea apa acolo? Păi aia, stați să ajungem și acolo, că o să vă confirmi băiatul dacă intră. Și i-a zis așa, măi, nu, zice, domn doctor, zice, spuneți-le la femeile astea, la femeile astea, ca să înțeleagă pentru totdeauna. Mi-ați zis că s-a intoxicat cu monoxid de carbon, scurt. Și el mă zăpăcește că s-a înnecat cu vomă, pentru că, da, măi, femeilor, voi sunteți stâmpite, așa le-a făcut. Cum să vă mai zic? Voma aia a provocat de la monoxidul ăla de carbon? Nu. Sunt două lucruri complet diferite. Da. Sunt două lucruri complet diferite și se poate muri din fiecare dintre ele. Exact. Dar n-au legătură una cu alta. Important e să ne spuneți pe ce se, cum se încălzea apa în baia aceea. Păi a zis că cu butelie, dar până la urmă... Cu butelie sau cu lemne? Nu, cu butelie. Și i-a zis, medicul zice, intoxicat cu monoxid de carbon. Dar mama s-a zis, că păi, zici cum zici să intoxici cu monoxid de carbon? Pentru că noi nici nu aveam gaz în butelie. Bun. Doamnă, eu vreau să o luăm mai de la început. Da. Apropo de conflict, pentru că să moară un om și dumneavoastră să faceți o asemenea acuzație, trebuie să existe un motiv foarte serios ca să se susțină ceea ce spuneți dumneavoastră. Și în primul rând, nu cumva între dumneavoastră, știți că mai este conflict între cuscri. Că a venit derbedeul și le-a luat prințesa. Sunteți și vecini, nu? Că prințul, iată, n-are cămașa călcată ca lumea. Știți cum sunt conflictele astea normale. Eu vă înțeleg destul de bine. Despre asta era vorba, pentru că dumneavoastră ne spuneți că un conflict cu cuscrii dumneavoastră a pornit la faptul că dumneavoastră ați venit cu un tax. N-am mai băgat în seamă și asta. Uitați, în sprijinul domnului Bălan, ceea ce a spus dumneavoastră, iertați-mă că vă spun așa, primis toate condoleanțele și toată compasiunea mea, dar ceea ce ați spus are o meteahnă. N-ați spus totul. De la faptul că cineva este îngrijorat că dumneavoastră n-ați venit de la piață cu mașina lor, ci cu taxiul, și până la a vă băga ochelarii în ochi, e cel puțin o treaptă pe care dumneavoastră nu ați trecut-o și nu ne-ați expus-o. E o distanță mare, totuși. Aici deci spuneți-ne ce s-a întâmplat între mașina cu care n-ați venit și de ce n-ați venit și între ochelarii care trebuiau și să... Și ați ajuns la un conflict atât de dur cu vă bag ochelarii în ochi. Și aia a fost atunci. Deci noi nu ne-am mai... Ai venit cu mașina și pentru asta a sărit să-ți bagi ochelarii în ochi? Da. Și n-a fost conflict nici înainte, nici după? Bun. Nu, vă rog. Doamna Maria, știți ce o să vă rog? Deci eu... vă spun sincer, dacă mă credeți, vă spun sincer, n-am avut niciun conflict înainte. Dar știți înainte. Ce e foarte ciudat? Pentru că la... înțeleg că nora dumneavoastră e însărcinată în 5 luni, adică urmează să nască nepotul sau nepoțica dumneavoastră. Deci am știut, da, am știut. Păi și cum își omoară tatăl copilului?